Salutări, sunt Mihai, a ajuns numărul 31 a robotului spion. În acest număr montăm senzorul foto, vorbim de servicii poștale, Eduard mâini de farfecă, proiectul Cyborg și în acest număr primim piesa aceasta micuță pe care o voi desface curând. Sper că nu voi strica mult dacă folosesc puțin acest plastic. Deci primim acest senzor micuț și primim și un șurub. Cam atâta avem de colectat în acest număr. Este un senzor optometric, se pare, nu foarte complicat. Un receiver, două rezistențe și cam atât. Haideți să vedem ce vine în numărul 32. În numărul 32 împreună vom primi o placă cu un receptor în infraroșu și un limitator pentru sistemul LIDAR. Și trei șuruburi. Foarte interesant, foarte ciudat. Nu știu ce să fac, să discutăm de revistă sau să montăm acum piesele. Haideți să vedem rapid. Montarea mobilului foto, vom monta receiver-ul acesta, cred că în acest loc, ceva de genul, da, și vom pune un șurub aici ca să-l fixăm. Revin și la etapele acestea. Haideți să vedem niște chestii care chiar ne interesează. Este vorba de baterii. Robotul este alimentat de 6 baterii electrice uscate care sunt dispuse în cele două compartimente de pe șasiu. Hai să examinăm modul în care aceasta funcționează și analizăm bateriile de joasă tensiune. Precum știm bine, robotul are 4 baterii sus, 2 jos. O baterie este formată dintr-una sau mai multe celule electrochimice care transformă energia chimică în interiorul ei în energie electrică. Dacă în circuitul electric este conectat un aparat electric precum un motor sau o lampă. Bun. Ne vorbește despre legarea serie, despre legarea în paralel, cum funcționează bateriile, cum se încarcă, tipuri de baterii. Am fost întrebat dacă este ok să încărcăm prin roboțel baterii litium-ion. În primul rând, nu știu dacă se găsesc baterii AA sau AAA litium-ion. Pe de altă parte, bateriile litium-ion trebuie încărcate în balansare. Asta înseamnă că nu merge ca și o baterie simplă nickel-cadmium sau nickel-metal hidrat, pentru că o baterie NiCd sau NiM pur și simplu își preia ea curentul de care are nevoie. Când este încărcat, curentul care trece prin circuit va fi zero. În schimb, o baterie litium-ion trebuie să-i dea curentul lui care trebuie să-i se dea din încărcător. Deci încărcătorul trebuie să fie inteligent. Bateria nu știe, ea va prelua curent și dacă supraîncărcăm o baterie litium-ion, cred că nu vrea nimeni să fie în preajma acestei baterii. Bateriile litium-ion sunt baterii reîncărcabile, concepute pentru dispozitive de ultimă generație, telefoane, mobile, etc. Catodul conține oxid de cobalt-litiu, iar anodul conține cobalt. Conține carbon. Nu-i de joacă nici cu baterie litium-ion, nici cu litium-polimer. Sunt niște baterii foarte sensibile la supraîncărcare, la supra-descărcare și chestii de genul. Deci pentru roboțel sunt foarte ok bateriile pe care scrie NiMH sau NiCd, se pot achiziționa Carrefour, Auchan sau alte hipermarketuri. Serviciul poștal. În cazul în care corespondența primită de dumneavoastră pare suspectă sau provine dintr-o anumită țară, este posibil ca aceasta să fie fost deschisă. Normal. Știm bine că este foarte periculos să se trimită prin poștă, nu din cauza că se pierd coletele vamale și coletele interne. Pur și simplu, dacă primim niște corespondențe ciudate, acestea într-adevăr sunt deschise și
și specialiștii se ocupă să nu fie vreun virus sau ceva ilegal în acesta. Iar o chestie care n-am văzut de foarte mult timp în această revistă, ne vorbește despre Edward Mâini de Foarfecă, Edward Scissorhands. Este un film foarte celebru, cam atunci când m-am născut eu, este vorba de prin anii 1990. Cât timp aceasta făcea ce îi se spunea, Edward a fost tratat ca un copil favorit, dar în curând el a devenit inamicul egoiștilor. O chestie desfăcută aici care nu prea îmi place cum arată. Nu știu, eu nu sunt fericit să văd asemenea chestii. Proiectul Cyborg. Experimentul permite înțelegerea modului în care poate fi refăcută conductivitatea unui sistem nervos deteriorat. Un lucru foarte ok. Reglarea conexiunii. Cyborg 1. Deci, rolul de priză care a conectat sistemul nervos al profesorului Kevin Warwick la lumea exterioară i-a revenit unui microelectrod care conține 100 de protuberanțe, fiecare dintre ele având un vârf sensibil care intra în contact direct cu fibrele nervoase din nervul median al brațului stâng. Cibermanșeta, firele de la chip au fost plasate în interiorul brațului pe o distanță de 15 cm, au fost scoase prin incizie și conectate la dispozitivul de emisie-recepție care era purtat pe braț precum obrățara. Deci asta, incizia aceasta, nu știu, unii o să mă jurați că am trecut înapoi la așa ceva, dar e o chestie foarte interesantă, va ajuta pe viitor pe cei care își pierd membre. În continuare vorbim despre un microbug GSM, microfon omnidirecțional, senzor de mișcare infraroșu pasiv și niște roboți buldozere pe Marte. În revista trecută este foarte detaliată partea asta, mi-aduc aminte de această poză. Oamenii de știință de la NASA sunt în curs de a dezvolta mașini robotizate cu dimensiuni minuscule care seamănă cu buldozere, dar au o greutate de până la 3,6 kg, ele putând fi utilizate pentru a căuta semne de viață pe Marte. Ok, haideți să construim și roboțelul nostru. Etapele 6-8 de ansamblare. Am uitat să vă spun, în următoarea etapă, după ce terminăm senzorul LiDAR, cred că vom începe să construim controllerul de la distanță. Pe urmă facem stația de bază cu transponderul și după aia continuăm cu senzorul infraroșu al robotului. Se pare că camera va veni cu mult, mult mai încolo, mai pe la sfârșit. Haideți să vedem și această piesă. Într-adevăr, am zis că se introduce prin slide. Nu știu dacă se vede. Și tot ce ne-a rămas de făcut este ca să prindem această plăcuță mică cu acest șurub. Haideți să vedem ce se întâmplă în cameră. Perfect. Deci piesa aceasta vine tras în lateral până maxim posibil. Vom lua un șurubel, de fapt singurul șurubel care l-am primit și vom încerca să fixăm această piesă, această plăcuță să nu fugă. Voi ține o contră cu degetul. Și gata, piesa este fixă. Se pare că motorașul funcționează cum trebuie și se vede clar cum este fixat senzorul nostru. Poate voi încerca să apăs puțin mai mult pe rotița asta. Exact, acum se vede distanța echilaterală în senzorul optic. Ok, asta a fost videoul de prezentare al numărului 31 de la robotul spion și vă aștept în continuare peste o săptămână să montăm și sistemul LiDAR de aici din față. Mulțumesc că ați fost alături și vă aștept în continuare pe grupul robotului spion sau pe grupul magazinului colecționarului. Am fost Mihai și vă salut!